indiferent de felul în care au votat, bucureștenii care au ieșit astăzi la vot și și-au exprimat opțiunea, au demonstrat civism, au demonstrat responsabilitate, au demonstrat, dacă vreți, patriotism local și nu numai. Încă o dată, îi felicit pe toți. În al doilea rând, doresc să felicit pe proaspăt alesul primar general al Capitalei, doamna Gabriela Firea. Am dorit mult să câștigăm aceste alegeri, și eu și colegii mei. Am făcut, credem noi, tot ceea ce a fost omenește cu putință, să surmontăm handicapul cu care am plecat la drum. Am știut că ne confruntăm cu o dezamăgire generală față de toate partidele politice. Dar n-am risipit nicio clipă, am folosit toată energia noastră pentru a explica lucruri adevărate. Faptul că Partidul Național Liberal, eu, colegii mei, am înțeles greșelile trecutului. Faptul că am început o reformă în partid, de care nu ne este rușine și pe care o asumăm. Toate aceste impedimente și adversități pe care le-am întâmpinat la începutul campaniei, pe parcursul campaniei și care au fost exterioare, dacă vreți, campaniei, pot explica parțial rezultatul de care nu sunt mulțumit și de care nu suntem mulțumiți. Și dacă mâine dimineață, când se va finaliza numărătoarea voturilor, se vor confirma rezultatele anunțate în această seară de televiziuni, de către casele de sondare a opiniei publice, îmi depun mandatul de președinte al filialei PNL București.